Conform noilor reglementări în vigoare, cursurile școlare se reiau cu prezența fizică în clase, în acele unități de învățământ, în care rata de vaccinare a personalului este de minim 60%. În municipiul Deva este o situație ceva mai specială, cauzată de faptul că de la începutul lunii martie anului curent nu se mai livrează agent termic în regim centralizat. Unele unități de învățământ au reușit montarea de centrale termice pe gaz, dar nu au procentajul de personal vaccinat de minim 60%. Și în această situație, cursurile se desfășoară online. Tot online, deși au procentul de vaccinare de peste 60%, se desfășoară activitatea și în alte școli, unde nu s-a reușit montarea de centrale, deși municipalitatea a asigurat sumele necesare pentru aceste investiții. De asemenea, sunt școli în care s-a reușit asigurarea căldurii doar în anumite clase și ca atare, cursurile se desfășoară și cu prezență fizică, dar și online. Din cele 11 unități de învățământ din municipiul Deva, în 3 unități rata de vaccinare este sub 60%, iar în alte 3 unități de învățământ procesul este online, în întregime, având în vedere că nu sunt încă finalizate lucrările pentru montarea centralelor termice. Iar în 3 unități de învățământ avem o situație de clase care vin fizic și clase care vin online. Colegii noștri din aceste unități de învățământ au găsit ca și soluție încălzirea unor săli de clasă în funcție de capacitatea instalației electrice, astfel încât cel puțin elevii din învățământul primar, clasa 8-a și clasele a 12-a, să poată să vină fizic. Practic, în municipiul Deva, singurele 2 unități de învățământ în care activitatea didactică se desfășoară în format clasic, cu prezență fizică la ore, sunt Colegiul Național Regina Maria și Colegiul Național Decebal, care au montate sisteme de încălzire proprii. Dacă nu se vor întâmpla evenimente neprevăzute, toate unitățile de învățământ din Deva, conform asigurărilor date de reprezentanții municipalității, vor avea sisteme proprii de termoficare până la sfârșitul acestei luni.